Haideți să vă arăt și să luăm și la întrebări poliția, căci aici există... Bună ziua! Aici este un târg și de mașini? Da. De exemplu, dacă un cetățean cumpără o mașină din Italia... De ce ne filmați? De românește. De ce ne filmați? Ca să vă întreb. Deci tocmai dumneata ai zis de ce te filmez. Uite, da, polițistul local. Ah, sectorul 4. Știți de ce? Vă cer sprijin. Uite, dumitale, că tot aici. Ia-o dumneata pe trotuarul ăla. Avem 51 de note de constatare. Dom'le, uite pe trotuarul și blocate trotuarele. De note de și polițist local care ce arogant că de ce îl filmez? Un polițist local arogant că îl plătit din banii publici. Ia dai drumul la a doua cameră. Camera 4. Dați-i drumul și la a patra și trotuarul. Deci un polițist că n-avem voie să-l filmăm, dar domnule, ți-a dat legea 155 da. Per 2010. Nu te plătim noi pe dumneata să stai aceea de vorbă. Estimate domn. Ia. Noi am aplicat. Ce ai aplicat? De constatare acolo pe trotuar. Domnule, nu înțelegi că trotuarul pe acolo nu poate să circule, cetățenii nu poate să circule. Am aplicat notă de constatare. Dar legea 12 spune ceva pentru dumneata? Uite, intră înăuntru acolo și ți arăt să vezi legea 12. Ce sprijinul poliției locale. Poți să cer să vedem cine ești dumneata. Fii atent, mai nou, mă, nu mai au... Uite, a plecat, gata, a primit prin stație. Au camere, înțelegi, au camere. Au fugit, mă, polițiștii, nu? S-a spart gașca? Ai văzut, dar e un indicator acolo, de oprire, da. Chiar acolo. Toate acele autoturi, de ce nu le sancționăm? Acum merge, fii atent, că acum merge. S-au gândit oamenii, da? Da? Adică să stați aceia bani, să faci ceva productiv, mă gândeam. Că nu mi se pare moral să stați dumneavoastră aici și indicatorul acolo să nu fie respectat. Adică. E bine să fii plătit de stat și să nu faceți nimic, ca să stați cât de aia. Da? S-a spart gașca, mă, a plecat? Gata. S-a spart gașca? S-a ia uite. Au bârșit până acum. Păi da. Ia fii atent, filmează-l tu pe ăsta când nu spune centura. Opa. Haideți să vă arăt, să vedeți că ei nu-și pun centura de siguranță. Ei nu au legi în această țară, da? Acum și-au dat drumul la girofare și nu mai au nevoie de centură. Da? Au fugit, fugi da. Bandiții, fug bandiții, eh? Nu sunt bandiți. Sunt plătiți ca să ia măsuri. Noi l-am... Da, nu, că e misiune. De-aia a dat drumul la că să duc să ia măsuri. Domnii, aplicați legea! S-a spart gașca. Cum? E, nu că îi lăsăm. Îi tragem la răspundere, că de-aia sunt plătiți. Da. Ia să-i vedem. Domnule, legea 12. Legea 12. Noastră vă faceți vinovați. Vă aduc la cunoștință da. Că toate mașinile după trotuar au fost sancționate, da? Domnul meu, dumneata știi ce înseamnă legea 12? Domnule, v-am adus la cunoștință că acele mașini au fost sancționate. Deci eu îi spun de legea 12 și omul acesta își bate joc de, ia uitați, de la sectorul 4. Legea 12 pentru ei nu contează. N-au nicio treabă acest polițist care spune că n-am voie să-l filmez, dar legea 12 privind comerțul stradal ilegal. Acum iei măsuri. Să-ți aduc eu ruleta dumitale. O să cer eu la întrebare. Nechita de la poliția locală, sector 4. Prezentați-mi și mie, vă rog frumos, un act de identitate. Pentru ce? Pentru o legitimare. Pentru ce? Motivul legitimării. Legea 155 per 2010. Motivul drumul. Legitimării da. Este că eu sunt agent constatator, iar dumneavoastră constatator ce? Mă filmați da? Conform noilor reglementări GDPR. Ia. Dumneavoastră nu aveți voie să-mi filmați fața decât uniformat. Ia. Așa că ia. Vă rog frumos să-mi prezentați un act de motivul legitimării, faceți un abuz, un comportament abuziv. Vă rog frumos. Ia. Asemenea și dumneavoastră. Nu vă dăm niciun act pentru că ne spuneți motivul legitimării. Stimate domn. Geană mă numesc. Cine sunteți? Bun, Nechita m-am prezentat. Nu. Atenție. Atenție, legea spune să... Băi, fii atent. Fii atent ce tare e polițista. Fii atent. Ia, haide. Ia uite ce polițista. Rezolvăm că dumneavoastră, polițiștii locali, nu vă faceți datoria. Domnișoare. Pentru acest favor, rog frumos să vă adresați pe atât primăriei sectorului. Domnișoare. Domnișoare sau cine este? Dacă sunteți polițistă locală, nu vă meritați. Nu vă meritați motivul legitimării. Pentru că mă filmați și vreau să știu cui mă adresez. Geană. Legi. Cum ție? Cum mă iei cu ție? Băi, Gabi, mă ia cu ție, mă. Vreau să mă
adresez așa. În justiție pentru că am filmat fața. Aoleu, dar nu e un act de identitate. Pentru motivul ăsta? Da, pentru motivul ăsta. Și dacă nu, eu mă prezint. Da, da? Ce bun, spune legea 155? Vă nu pune mâna pe mine. Mergeți cu mine. Hello? Și mă soțiți la secția de poliție, nu pentru pune... că nu vă legitimați. Deci, atenție, legea 155 per 2010. Refuzul de legitimare în fața unui organ de poliție, poliție locală, este... O să vă conducem la sediul poliției. Legea 155 per 2010 spune că dumneata trebuie să te legitimezi. Nechita, mă numesc de la poliție. Nu, nu te-ai prezentat, nu te-ai legitimat. Nu. Legea 155. Sunt îmbrăcată în uniformă. Să fii sănătoasă, dumneata. Și conform legea 155, polițistul local... Nu pune mâna, mi-e îngrădești dreptul de a mă mișca. Vă rog frumos, rămâneți pe loc. Nu puneți mâna pe mine. Doamne Ișoara, domnișoara. Domnișoara, ce mă împiedicați să ce? Să plecați, nu știu dacă sunteți un urmărit general. Nu știu dacă sunteți motivul legitimării. Nu știu dacă sunt un urmărit și noastră mă hărțuiți. Spune că trebuie să vă legitimați. Mă hărțuiți, stimate da? Domnul. Ce-i signa? După ce vă legitimați, eu vă arăt actul de identitate. Vă rog. Ia. Ce tremură politica. Doamna, voi invocați articolul. Vă rog frumos. Motivul legitimării. Vă rog frumos. Nu trebuie să vă aduc eu la cunoștință. Vreau să există motiv? Cine v-a angajat? Pur și simplu. Așa. O simplă legitimare. O simplă legitimare. Că vrei dumneata. Da. Nu vreau eu, așa e la lege. Nu știam noi ce e. El e creștin. El, vă rog frumos să-mi prezentați actul de identitate. Dați-mi-l pe ăla. Și că el e creștin, auzi. Ia uite ce celea așa. Vă să stați plângere pentru abuz. Pentru purtare abuzivă. Asemenea și eu dumneavoastră vă aduc la cunoștință. Așa, îmi dați sancțiune? Vă aduc la cunoștință că vă fac plângere penală pentru hărțuire. Ce e hărțuire? Dar dumneata și ce e hărțuire? Nu prea știi dumneata. Și ce înseamnă GDPR-ul în momentul de față? Și ce date cu caracter personal ți-am luat eu dumitale în GDPR-ul ăla? Fața mea. Fața dumitale? Fața dar mea nu ești polițist? O dată cu caracter personal, da? Uniforma mea. Fă-te de râs, fă-te de râs. Se face de râs, mă, cu GDPR-ul. Fața dumneavoastră sunt date cu caracter personal, fața da. Personal. Da, adică vă faceți de râs. Deci, atenție, o purtare abuzivă. E o purtare abuzivă. Nu vă faceți datorie. Nu vă faceți datorie. O să aveți o plângere. La sectorul 4 să vedem câți bani luați. Pentru, iar domnișoara, să știu cine este. Că nu s-a legitimat. Acum s-a legitimat după ce? Nu, mi-a arătat după, da? Da? Aude ce spune, da? Vă faceți de râs, domnișoară. Vă să faci de râs. Vă aduc la cunoștință conform legii 61, veți fi sancționat. Păi ce? Pentru ce? Motivul? 36, alo? Dați-mi acum, haideți, sancțiunea. Dați sancțiunea acum, hai. Băi, fii atent. Nu m-am jurat să dați poezia 61 cu vite ce este peste jignitoare. Deci ce am săvârșit, domnul? Nu v-am jurat. Haideți să trec la opțiuni. Să trec la opțiuni. Sancțiunea la opțiuni. La mențiuni. Hai după ea, mă, vină-o încoace. Hai mă, la mențiuni, hai să o vedem. Hai să o vedem cine e, ia uite ce e. Domnișoara, dacă ziceți că mă sancționați, dați-mi procesul verbal să-mi trec. Nu vă treceți, vă trec. Nu vă trec, dar ce mă pui dumneata la punct? Da. De ce? Dar ce nu aveți voie să completați. Ce-am săvârșit? Aolo, n-am voie, dar ce-am săvârșit? M-au obstrucționat la din ce? Dar de ce acele persoane, de ce persoanele până n-am venit noi, nu legea 12 privind comerțul tradal ilegal? Cine? Cetățenii de pe drum. Cine pune în aplicare legea 12? Poliția locală. Din cadrul cărei direcții? De ce care de cadrul direcției? Păi nu scrie poliția locală? Citiți din cadrul cărei direcții. Iauzi. Și după aia veniți la noi și da ce? Filmați. Da, sunteți profesionistă? Eu zic da. Da, abia aștept. Da, da. Deci de ce nu dai sancțiunea dumneavoastră acum? Imediat, păi asta mergem la mașină mergem? Să vă sancționez. Pe ce? Conform legii 61 mă obstrucționați. La ce? Articolul 36. Serios? Păi da, abia așteptăm ca să vă facem plângere și să Doamne, mergem în instanță. Doamne, sunteți și creștină? Asemenea, mergem în instanță. Mergem în instanță, da, abia aștept. Prea multe drepturi fără obligație. Aoleu, da? Ia să vă vedem noi. Ia să vă vedem noi. Dar unde-i mașina? În față. Ia uitați, vă place ce e aici? Sau nici asta nu? Da? Vreți să vă arătăm noi să vedeți ce comerț să face înăuntru? Ilegal? Înăuntru, stimate domnule, acolo este teren privat. Cum să fie teren privat? E utilitate este publică, domnișoara polițistă. Acolo este un teren domnule, privat. Cum a angajat primare? Cum ai angajat acest om care spune că e un teren privat cu utilitate publică? De utilitate publică este totuși cu totul altceva. Dacă este, cum e, utilitate publică sau nu e? Vă rog frumos, Direcția de Control Comercial.
A, da? Păi dumneata ai obligație nu, să-i schimb. Eu, eu nu sunt... Eu nu știu la acel comercial numărul de telefon. Am sunat la poliție locală. Mă rog. Păi eu să aflăm. Vă salută. Fără centură. Erau fără centură. În primul rând, nu. Poliția rutieră, da? Stimate, domn, poliția rutieră. Poliția rutieră, da? Da, bineînțeles. Dar dumneata ești deșteaptă. Mie mi-a plăcut de dumneata, că ești așa vigilentă. Da. Deci când vine cetățeanul la dumneata să-ți arate că se încalcă legea, dai amendă. Că ori, nu te-ai hotărât, ori hărțuire, ori obstrucționare. Doamne, ta știi ce înseamnă hărțuire? Amândouă. Doamne, ta știi ce înseamnă hărțuire? Pentru hărțuire nu pot să vă amendez. A, dar pentru ce? Fac plângere penală, asta e. Aolea, știi să o formulați, plângerea penală? Dar dumneata ta nu ești în timpul serviciului? Ba da. Și n-am voie să te filmez. Eu vă spun că nu. A, dumneata spui. Dumneata spui, dar te faci de râs. Nu mă interesează. Deci, mai mergem departe, unde e mașina? Până la capătul lumii, dacă e nevoie. Alo. Aștept sancțiune, nu stau, să merg după că până la capătul lumii. Trimite-o, de-abia aștept să te faci de râs, pentru că este o purtare abuzivă și oricum o să trimitem la șefii. Ia uite-mă cum mergem. Nu, dar nu ți-a dat să semnezi în nu, n-a vrut, nu. Nu, nu, nu. Nu înseamnă că nu-ți dă amendă, de-aia a fost zis și așa. Păi să dea, mă, care-i treaba, ce? Da, haide să prezentăm și polițiști. Ia uite, uite ce arogantă, fii atent. GDPR, a citit și ea despre GDPR, da? Da. Hai să cerem sprijinul poliției. O să cerem sprijinul poliției. Dacă tot se află aici. Am solicitat poliția locală. Am solicitat poliția locală. Acum solicităm și poliția română. Da. Stați un pic. Cum adică să sun la 112? Mă trimiteți ca să-mi dea amendă poliția? Ce să caute la? Că eu n-am o urgență. De ce mă trimiteți la 112? O urgență pentru ce? Mă băgați în ochi eu? Sunt de amendă pe 34? Pentru ce solicitați poliția dacă nu aveți o urgență? Vă aduc la cunoștință că în acest târg, da, se face evaziune fiscală. Am înțeles. Se modifică borduri. Da. Iar poliția aplaudați. Am înțeles. Știați despre ce este vorba. Vă rog frumos să vă deplasați la secția 26 poliție, la oricare secție de poliție sunt din secolul, România. Sunt în secolul 21 și trimit. Vă deplasați și faceți trimit o plângere scrisă, v-am spus? O trimit în scris. Perfect. Deci poliția română nu ne poate sprijini. Puteți să o trimiteți acolo. Sunteți aceia aproape. Aceia aproape. Suntem un cetățean are nevoie de noi. Noastră ce faceți? Și noi avem. Vă spuneți-mi dumneavoastră acum, cetățean aici? Așteptăm, vă așteptăm după ce terminați cu dâns. Așteptăm. Și îmi puteți arăta unde se face? La târg aici. La târg pe 11 hectare? Da. Am înțeles. Bine. Aici nu aveți voie să filmați. Aoleu, de ce n-am voie? Unde-i? Dar nu-i cu utilitate publică? Acolo nu e, până acolo nu e. Confort cărele. Cărele, ce azi? Aici ești cu... Nu, dar acolo, aici, aici, ce aici? Aici, aici. Uite aici. Dar el cine-i, mă? Nu, și că dacă vezi că s-ar putea. Eu zic să taci în gură, să nu primească firma amendă. Să nu primească firma amendă din cauza ta. Patroane, vezi, fii atent că s-ar putea să-ți dea amendă din cauza ta. Da? Uite aici. Da? Fii atent, hai să o vedem. Bă, dar eu-l cunosc pe omul ăsta, mă. Eu am cumpărat de la el, mă. Am cumpărat baterii. Bă, fii atent. O să-și ia amendă firma și să piece pe tine, măgăreața. Da? Tu o să plătești amenda. Deci patronul o să plătească amenda din cauza ta. Pentru că tu, dacă te ceai de-n gură, nu te luai de noi, nu plăteai amenda. Să nu spui că iei și parcare bani pentru parcare. Da, dar tu cine ești? Ești lucrezi aici? Ești angajat? O să vezi ce face patronul. O să primească amendă patronul. Păi da, dacă tu ai spus numai prostii. Stă de afară patronul. Da. E angajat săracul. Hai să-l așteptăm pe domnul polițist. Să-i mai explicăm o dată. Ia. 301, hotărârea 301. Per 2012. Deci îi povestește polițistul despre o hotărâre 301. Per 2012, sancționat. N-are dosar de evaluare de risc. Băi, e SOP, mă. SOP, SOP. Dosar de evaluare de risc îi cere. Georgica, secția 26, de la tine, mă. Ai văzut cum... Ia uite, 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 domnul polițist local care nu face nimic. Cum ne vede, fuge.
Ia uite, fotografiază și el tăblița. Când i-am zis noi de parcări, parcările acelea, duceți-vă, nu? Iată, fotografiază. N-are el treabă. Nu era el care ziceam, că nu-i dă noi, nu-i dă noi. Uite-l ce zici, că toarnă filme. Deci, sunt, iată, mașinile alea acolo, mă, parcate și de-aia, de-aia spune. Înțelegi? Deci după ce le-am zis noi, uite, uite, fii atent, da? Vezi semnul? Uite, oamenii aceștia trebuie să muncească să scoată bănuțul, salariul. Ah, sau, băi, a vorbit cu telefonul lui, polițistul. A vorbit. Deci i-a dat dânsul, i-a dat telefonul. Dar a vorbit. Tare chestia asta. Fii atent, să face negocieri cu telefonul lui. El a dat la polițist, dar a vorbit polițistul pe telefonul lui. Fii atent. Înțelegi? Și acum explic. Vorbește, te legitimează polițistul și dai. Sancționează acolo, nu? Foarte, păi, dar sancționează că le-am zis noi. S-a pus la treabă. S-a pus la treabă, ia uite, așa, tată. Trimite-mă la inspectorat, ca să nu vă mai deranjăm poliția. Am o rugăminte, filmați-mă. Vedeți ce faceți cu imaginea mea. De ce? Dacă imaginea mea vă prejudiciați, aoleu, o să... Da, da, da. Dar sunteți polițist. Sunt polițist, dar și da. Imaginea mea da? E nu. Ca și la noastră. Dacă dar sunteți angajat. Și v-aș pune pe YouTube. Eu v-am cerut... Ce afirmații? Nu știu, dacă aș face anumite afirmații, ceea ce puteți să faceți dumneavoastră despre mine. N-am făcut afirmații. Nu, dar o să fac. I-am cerut sprijinul. O să faceți. Eu atât. Vedeți cu dosarele de evaluare pe la firme. Vedeți cu sansare pe aici. Vedeți cu evaziunea și cu modificări. Sunt oameni pregătiți care fac. Poliția, v-am dat dumneavoastră informații. Am văzut că sunt pregătiți. Cei mai pregătiți? Trăiască poliția română. Da? Filmarea apare cu dumneavoastră. Dumneavoastră faceți ce vreți. Nicio problemă. Din punctul meu de vedere, puteți să mă filmați. Sunt pe domeniul public, sunt colegul din serviciului. Dar aveți grijă ce faceți cu imaginea mea. Vă rog frumos. Puteți să mă filmați. Sunteți polițist. Eu v-am cerut sprijinul. Eu n-am zis nimic de dumneata că ai făcut. Sunteți corect. Eu vă laud. Cu un cetățean care are nevoie de... Ați vorbit după telefonul dânsului. Și cu cine am vorbit, știți? Nu știu, dar ați vorbit cu telefonul. Vă dau și telefonul meu să vorbiți. Știți de ce am vorbit? Probabil că n-are dosar de evaluare de risc. Asta pe 301. Nu știu. Vă rog frumos. Deci în momentul de față faceți niște afirmații care... Am întrebat. Nu vă... Probabil că n-are. Nu afirmații. Noi nu vorbim cu probabilități, noi vorbim cu lucruri certe. Dumneavoastră, am întrebat. Deci dacă aveți ceva de reclamat și asta, trimite-mi scris. Sunați 112, vine echipaj, sau ce? Scrisă, n-am nimic. Nu mai întrebați cetățeni la 112. Să ne uau, să ne uau, nu e decât doar de urgență, viața mea nu e în pericol. Un cetățean are nevoie de noi. Terminăm cu dânsul, vorbim și dumneavoastră. Atât, nu mai așteptăm, nu mai așteptăm, gata. Perfect, la mulți ani, vă rog. N-ați avut centura, nu o purtați. Bună ziua. Bună ziua. Ce s-a întâmplat? Păi v-am văzut că n-aveți centură. Da, pentru că am plecat de aici. Aha. Și acum mă întorc aici pentru că am ridicat o mașină. Funcționează camera? Da. Ia întoarceți-vă pe partea cealaltă și uitați, tot trotuarul ăla e blocat. Este sector 4 acolo, aici este sectorul 3, noi lucrăm la poliția locală, sector 3, acolo este poliția locală, sector 4. Aha. Aveți o mașină care v-a ridicat-o colegii de aici? Cred trebuie da. Ridicată? Da, care v-a ridicat colegii. Dar de ce nu vă puneți centura? Colegii v-a ridicat vreo mașină, dar aveți o centura, problemă. De ce? Centura aia de sigur. Am plecat, am mers 5 metri și m-am oprit tot aici, nu m-am dus. Deci de acolo și până acolo e 5 metri. De aici și am făcut dreapta mea să mă întorc ca să ridic mașina. Cum vă simțiți bine de sărbători? Nu mă simt Crăciun bine și asta, că mințiți? Dacă vi s-a ridicat mașina, că ați avut o stațiune în stația RATB și acum a venit să mă filmați pe mine. Nu mi s-a ridicat omului mașina, nimic. Vă spun că ceea ce faceți dumneavoastră este complet pădus, vreau să vă spun atâta. Eu vreau să vă spun dumneavoastră atâta. Cine ești dumneata? Eu vreau să vă spun dumneavoastră atâta. Ce? Eu vreau să vă spun dumneavoastră atâta. Da, vreau să vă spun dumneavoastră atâta. Așa. Da? Colegul, te rog frumos. Colegul. Vreau să vă spun dumneavoastră atât. Așa arată un polițist. Filmarea asta, da? Așa. Fără acordul meu. Așa. Da? Nu are ce căuta pe Facebook, da? Cum seara asta intri? Foarte bine. Geană mă numesc. Foarte bine, numai că te faci de râs. Este problema dumneavoastră. Te faci de râs, că n-aveai centura. Ne facem de ce vrei, domnule? Nu ne vorbim la perpul, da? Tot, domnule, da, aici vezi de treabă, lasă-mă în pace. Dacă deci, ați consumat un pahar de ceva, dumneavoastră stați acasă. Ce bule, ca să vă știmați, Gabi, vă lasă. Care-i motivul legitimării mele? Păi, ca să știu cu ce stau de vorbă. Geană mă numesc. Păi, tocmai că mă filmați și mă puneți pe Facebook ca să știu cum se fac. Legea 155/2010 spune clar că dumneata trebuie să ai un motiv întemeiat și a doua, motivul legitimării. Ca să știu că dumneavoastră ați venit la mine. Geană! Atât! Păi, ce trebuie neapărat, da? Geană mă numesc, Geană Hare Florin, da? Și o să mă dau în judecată că te-am filmat. Nu. Dar nu ești în timpul dacă serviciului. Dacă folosiți aceste imagini așa. Pe Facebook sau alte scuze da. Cele juridice, pe asta instanță. Este. Da? Asta este. Mergeți cu ele în instanță și le puneți scuze. Eu să merg în instanță. Nu le puneți pe Facebook cu mine, le pun, da? Le pun pe Facebook. Da. Domnule, câtă scoală ai dumneata?
Am băut un pahar? Acasă, eu, dar ai băut? Dar dumneata ai băut? Nu. Ești corupt? Da. Dumneata nu. Ești corupt? Nu. Atunci de unde știi dumneata că dacă am băut? Mă întrebai? Păi da, nu. Mă întrebai? Dacă ați băut. Așa arată un polițist local? Așa arată un cetățean? 504. Așa arată domnul, un cetățean? Un cetățean care te plătește pe dumneata. Nu mă plătesc. Și eu l-am prins pe domnul că n-avea centură. Nu. N-avea centură, domnul. Da, domnul. Domnul cu cameră. De unde ești dumneata? Considerat că este. De unde ești? Parcă stăteai de vorbă acolo. Stați dumneavoastră și citiți mai bine legile, da, dacă este. Asta cu târgu, cu târgu, cu târgu. Este sectorul 4 sumatul, da. Și dumneavoastră este la sectorul 3. Da? De ce? Filmați de aici în jos, nu fața mea, da? Fața. Ok, ce problemă. Ne vedem în instanță? Colegul, colegul. Colegul. Nu trebuie să. Dar știi câte mașini sunt parcate dumneata, polițist, parcate ilegal? Dacă ați lăsat mașina în stația STV și v-a fost ridicat, trebuie să reproșați mie că a plecat cu mașina, nu? N-am, nu-s cu mașina eu. Eu vin cu avionul. Nu-s cu mașina. Dar să vede că dumneavoastră ești profesionist. Domnule, dumneavoastră, ai consumat alcool? Nu, care jignire? Să aveți un comportament. Ce care jignire? Ce? L-am întrebat dacă a consumat alcool. Care jignire? Vrei dumneata să mă sancționezi pe legea 61? Păi nu știu că jignire. Care jignire? Și eu că vă sancționez pe dumneata. Domnule, dumneata n-aveai centura. Te plimbai cu mașina fără centură. Poți nu mă plimbai cu mașina. Plângere. Că s-a plimbat fără centură. Faceți plângere. Și polițist. Ia uitați-l polițistul local. O să mergem după dumneavoastră să vedem ce activitate are. O să aflu eu cine ești dumneata. Să văd și salariul dumitale. Da. Cât ai salariu? Cât îmi dați dumneavoastră? Nu, dar cât ai salariu dumneata? Cât mă plătiți? Nu, cât plătește primăria? Că o să-ți aflu salariul. Plus că mă plătiți domnul, dumneavoastră. 504. Da? O să aflu salariul. Nu pune mâna pe mine, domnul. Drumul la filmat, că nu filmează. Nu filmează acum. Ai uitat să dai drumul la filmat. A, îți dai seama. Plus că m-ați plătit. Dacă aveți ce bani... Ce deștept sunteți. Domnule, dar sclipiți de inteligență. Dacă aveți bani, duceți-vă și luați-vă un covric. Nu să mă plătiți pe mine. Să-mi iau covric? A sărăcie? Da. Mergeți și luați-vă un. Domne, mă uitam la vacanța mare. Mă uitam la vacanța mare. Foarte bine. Domne, mi-a plăcut Garcia la nebunie. Da. Și mă mai uit. Și mie mi-a plăcut și ceilalți care au fost pe Garcia. Eu v-aș da afară pe toți. Eu v-aș da afară pe toți. V-aș da demisia. Să vă dați demisia. Domne, cum arăți? Domne, cum arăți? Ești perfect polițistul local, cel mai profesionist polițist local. Dragii mei, acești oameni îi plătim din banii publici să plimbe. N-are cască, caschetă, stație, dar nimic n-are. Dragii mei, sănătate! Aveți legea! Păi da, și aceasta este strada care v-a anunțat dispeceratul? Deci Apostol Constantin. Nu, Apostol Constantin? Dar strada asta nu e Apostol Constantin? Nu. Dar cum este? Cum se numește strada asta? Eu vă zic că așa scrie. Da? Ia spune. Ia uitați-vă, și trotuarul și containerul ăla. Mi se pare normal? Dar vă spun, asta este strada Apostol Constantin. Perfect. Scrie și acolo, scrie. Scrie. Ia uitați-vă, acesta este un trotuar? Da. Da? Și aici, și acolo, dar și containerul. N-am buletin. Trebuie să prezint atunci. Nu mai am. Dar nu mai am buletin. De ce? Păi, pur și simplu. De ce? Că veni la sesizare. Foarte bine, dar n-am buletin. Buletin. Altceva. Datele dumneavoastră. Datele mea. Care... Da. A, de mă, ies. Păi, te cunoaște, bă, fii atent, că te cunoaște, mă. Da. Da, bă, adică, nu știu. Nu n-are buletin, nici el n-are buletin. Prima dată când... Domnule, trăiți, încă trăiți pe timpul comunismului. Nu mai există buletine, nu mai există. Corect, carte de identitate. Și de aici. Și mai am unul. A, da? Da. E perfect. Unde, nu, domnule, uite acolo, uite. Eu am două cărți de identitate. Poftiți pe asta. Asta este cartea mea de identitate. Sunt creștin, am înțeles. Poliția Națională a sectorului 6 formează pe dispecerat. Să arătăm dânsului că nu funcționează. Nu. N-a dat. Cum să dea? E prima dată. De când am trecut, aceeași poveste. Pe strada asta, adică nu știu, legea parcă nu e valabilă. Sau... Am înțeles, o să facem tot ce ne stă în putință. Vedeți că noi o să cerem pe 544 câte sancțiuni ați dat la oameni, că îi numărăm pe toți. Perfect. Și ăla cu containerul. E favorizat cumva? Containerul nu poate să stea în, unde? În carosabil. Și nu e în carosabil? Nu poate să stea în carosabil, să blocheze ceva. Da, e în carosabil sau nu? E în carosabil, da.
Deci în carosabil. Ia uitați-i cum merge cetățenii. Nu blochează o stradă, ca să ne înțelegem. Da, e pe bandă. Deci e legal sau nu e legal? Taxe. Da, acolo este legal. A plătit niște taxe. Vrem să vedem. Suntem curioși. Da. E legal pe șosea că a plătit taxe, mă. Deci plătești banul, legea nu mai există, mă. Trebuie să schimbăm legea. Da. Nu mai cunoaștem. Ce poliție profesionistă. Dom'le, dar nu prea aș face poliția locală datoria pe aici, că dacă luăm acum, vă arăt, cred că e în străzi. Și văd că aveți dotări, de nici nu v-a dat și cam era bine, mi-ar fi plăcut să-ți fi avut și cameră video. Cu cine avem onoarea? Dragomir mă numesc. Cum? Dragomir. Ne-ar da și nouă legitimație? Nu. Legea 155/2010 vă obligă. Deodată ce ne-ați luat actele și ne notați datele cu caracter personal, trebuie să vă și legitimați. Corect. Du-te și filmează toate mașinile și containerul și o să punem întrebare că a plătit și că e legal ăla acolo. Păi le-a filmat. Noi o să punem întrebare la sectorul 6. Așa. Și o să vedeți că vă contrazicem. Deci oamenii aceștia, cum le-au dat lor proprietate privată, da? Și-au cumpărat trotuarul ăsta. Trotuarul ăsta este proprietate privată? Ăsta. Și ia uitați-vă, cum le-a dat lor autorizație? Nu e, e gândită? Este problema primăriei, estimată domnule. Totalitate trotuarul. Deci trotuarul? Nu ai cum să fie proprietate privată, atât timp cât... Nu ai cum să fie... Ia uitați ce scrie acolo. Dar cum i-a dat lui de acolo și până aici proprietate... De acolo până aici. Până unde? Până aici i-a dat. Până nu încape mașina, estimabile. Dar nu cumva să taxează cetățeanul, proprietatea asta nu-i taxată? De către primărie? Dacă e proprietate privată, nu are cum. Care să fie proprietate privată asta? Nu. Ca să ne înțelegem. Așa. Nu, dar noi vorbim de aici. Păi noi vorbim de trotuar. Și cum faceți? Nu, cum îi amendați? Cum îi sancționați? Că văd că nu notați niciun număr. Ne grăbim că... Nu te mai grăbi. Nu mai grăbesc, mă, dacă sunt și aici la biserica de ziua 7-a. Ia uite ce e aici. Da. Anu, că arată mașinile, mărțoagele, ca lumea, mă. Nu-s ruginite ca la mea ai unele dintre ele. Dotați oameni să fac... Da, mă, poze, mă, poze. Ia să vedem noi. Pozele cele mai sfinte. O mie de cuvinte și filmarea și poza. Nu, dar aici e problema cu proprietatea privată. Asta mă interesează. Și trotuar, ce-a cumpărat trotuar? Pe trotuar. Aici e întrebarea. A fi sau a nu fi? Nu mai există un metru. 10 centimetri, mă. 10 centimetri, mă. Avem niște documente oficiale. Dar OG 195 ăla, ce spune? Ce spune OG 195 ăla cu trotuarul? Cu... Gata, e bine, s-a înțeles pe tot. Ce mai e? Nu așa. Vrem, păi dar, așa vrem. Faci datorie, ce să mai e? Uitați, Constantin Apostol. Corect. Dar cu ăsta ce facem, domnule? Cu... Ăsta e legal. Nu există, vă contrazicem în totalitate. Deci, nu, deci e și pe trotuar. Are un contract. Și dacă e banul, e mai presus de lege. Nu. Ba da, și-a spus, nu. Deci, contract pe șosea n-are cum să aibă niciodată. Nu există. Păi atunci, haide, unde să-l blocăm tot trotuarul? Nu, într-adevăr, așa este. Domnule, nu vă faceți de râs. Nu faceți poliția locală de râs, da? Pentru că luați niște bănuți. Eu să mă uit să văd ce salariu ai dumneata. Cât ai? Ce salariu ai dumneata? E confidențial. Nu, că îl găsesc în declarația de avere. Deci, iar spui prostii cu confidențial. Când spuneți chestia asta, când vă aud polițiștii locali că spuneți că e confidențial, să vă gândiți că vă bate joc de noi cetățeni care vă plătim. Noi vă plătim. Dar nu e confidențial. Nu, măcar atâta un respect față de ce? Noi am 6.000 de lei. Nu. E pan și atunci e pan, așa. Altceva. Dar ca să ne spuneți că are contract, așa ceva, e strigător la cer. Adică cum? A luat de acolo și... Nu există contract ca să-mi pui să-mi blocheze o stradă sau trotuarul. Cum e? Nu există. Ce se caută
niciun centimetru, pentru că legea spune clar ce are. Așa. El a solicitat ce? Un container de 4 metri cubi. Încarci l-ai luat, și l-ai luat imediat. Nu știu. Exact. Este o perioadă de timp. Pe partea carosabilă n-ai ce să caut. Este o perioadă de timp în care este stipulată în contract. Nu există, o să vedem, nu există nicio, o să cerem, să vedem dacă există contracte pentru container, dacă există contracte pentru container, dăm cu ele în cap. Cum? Adică legea ce spune? Și OG-ul ăsta ce spune? De ce ai dat? Dragii mei. Dar să știți că noi n-am ales de întâmplare această stradă. Să întrebați la primărie, ce persoană se află pe această stradă? Ce persoane se află pe această stradă? Și o să vă lămuriți de ce aceste persoane, da, sunt deranjate că trotuarul e proprietate privată. Așa rezultă. Nu rezultă, stimate domnule. Păi când dacă ăla și-a făcut parcare... Deci, din punctul meu de vedere, trotuarul rămâne trotuar, da? Nu-i trotuar ăla, e proprietate privată. Dacă ăla își pune mașina, nu parcați, da? Că parchează deci, el. Trotuarul delimitează parcarea față de drumul public, da? Și ați văzut? Public. Nu parcați. Asta, dumneavoastră, vi se pare corect ceea ce ați văzut aici? De ce nu-i fotografiați și... Nu, în afară de... Că este ilegal ceea ce se întâmplă aici. N-ai cum să fie aprobat așa ceva, pentru că ăsta e domeniul public. Nu știu, asta discutați la primărie. Nu, o treceți dumneavoastră în raport. O trec, asta a obligat că noi o să solicităm. Dar dacă... Și uite, și aici, nu e treabă. Bine, și stâlpul trebuie amendat. Mulțumim frumos! Poliția sectorului 6. Să știți că la biserică, la Sfânta Vineri, sau cum există, sunt cetățeni care mor de foame și există un domn care colectează bani, un civil, fără să dea o chitanță. Domnule, când intrați în curtea bisericii, este un domn civil, colectează 10.000 de lei. Mai verificați când aveți... Duceți-vă de curiozitate să-l vedeți. Noi l-am filmat. El, scopul că ar fi donație. Legea 61 e valabilă și aia. Adică spune, domnule, noi nu vă dăm chitanță. Și avea caietul acolo 50, 60, 70, 100, 10, 50, 70, un caiet. Multe persoane colectează informații. Da! Nu știu. Vă spun sigur. Da? Și sub pretextul că nu știu ce face el, picturi sau nu știu cum, dar nu are un ecuson, nu are o hârtie, nu nimic. Și se purtau ca niște mafioți, suna pe unici, că domnule, vedeți că ne filmează pe aici, suna la, cumva v-a sunat la despăcerea. E bine că... Că știți. Mulțumim frumos. Sărbători fericite. Ai fost la preot? Da, am venit. A, de-abia ai venit, a? Dar e bogată casa domnului. Da. E bogată. E bogată. El a contribuit aici? A. Uite-mă să... Auzi, vină mă face. Eu ce e aici? Dar nu se poate intra în biserică? Ba da, acolo. Ia hai mă să intrăm să vedem cum arată biserica asta. Ia uite ce e aici, ce behă e ăștia. Ăștia nu mai tulbură liniștea publică, fii atent. Da? Donați. Ia. Ha? Să donează pentru ce? Pentru biserica asta? Ai, pentru pictură, mă. A, treceți pe catastivă? Donează lumea, donează. 10 lei, 50. Dar nu le dați chitanță? Nu le dați? Chitanță? La donația asta nu e... La lămânare ați venit să facem mișto sau? Adică eu stau de vorbă cu dumneata, fac mișto? Eu l-am întrebat, nu le dați chitanță? Și ai zis că nu le dai chitanță. Păi trecem aici. Ne trece, este interesantă. Pe aici se intră? Da. Ești cu ei dacă vorbești și mișto. Te întâmpină că astea tot cu cutii din asta de milă. Rămâi fără vedere.
Cum ar fi intrat domnul Căruță? Câți oameni nu sunt care nu au ce să mănânce? M-aș bucura. Dacă... Asta se dau la săraci sau la oameni nevoiași? Văd câtă mâncare acolo și sunt mulți care mor de foame, mor de sete. Uite aici, deci fii atent, ei construiesc biserica, dar nu prevăd rampă pentru persoanele cu handicap. De la început, constructorul, uită-te, hai să ne uităm roată. Aută oile cum stau aici. Da? Deci fii atent, de la început, apostol. Deci fii atent, pentru credință. Deci au pus boxe afară, fii atent, și camerele, e frică de hoți. Dumnezeu, uite, primăria sectorului 6. O să întrebăm câți bani a dat, dar atragem atenția. Uite, mă, a făcut rampă, mă. Uite, mă, rampa aici, mă, vezi? A prevăzut, mă, constructorul, vezi? Ai văzut? S-a gândit. Dar uite, e frică de hoți și și-a tras centură de împământare. Asta e capela? Bă, de ce le plac, mă, la preoții ăștia culoarea asta galbenă? O fi capelă? Dacă e capelă, să vedem, are autorizație DSP? Aici are rampă. Aici are. O fi avut, mă, n-auzi că de-aia, numai, n-auzi că trebuie să te uiți să vezi. Parcă suntem în țările astea de-a încuiat, că nu, aici e încuiat. Toate ușile domnului sunt ferecate. Să punem întrebarea dacă, uite, camere peste tot, sonorizare peste tot. Bine, nu-i gălăgie, dar că suntem țară musulmană, creștină, religioasă. Ia uite ce aici. Ia uite ce aici. Ha? Mă, dacă nu făceam un spital. Un spital îl făceam. Ia uite ce aici. Ia vino că ți se arde ceva, fii atent, ce nu știi tu. Până și burlanele, mă, alea colorat, mă, cu galben, mă. Bine, mai nu spunem că e aur, înțelegi, că ne contrazic oamenii. Mă, pun pariu că mașina asta e alu' Popă. Ia, ok, hai. Ia fi atent ce civilizație. Toaleta, unde e? Toaleta. Dar acolo ce-o fie? Acolo e sală de mese, e centrale, mă, acolo e camera tehnică. Ia uite, de aici miroase duhoarea asta de toaletă. Așa arată o toaletă, înțelegi? Adică... Grup sanitar. Grup sanitar. European. Deci, uite, fii atent, e frică lui Dumnezeu de paratrăznet, da? E frică de casă, deci... Nu știu, mi-ai să vedem. Primare, o să spunem întrebări referitor câți bani ai dat pentru această biserică? Aici cred că e camera tehnică, mă. Și aici trebuie, covor, fii atent. Tot închis, fii atent. Ia. Închis tot. Toate ușile sunt închise la Dumnezeu. A, uite, mă, nu e închis aici. A, uite, mă, toaletele, mă. Uite, mă, toaleta aici, mă. Uite, mă, toalete, dar oamenii nu știu. Fii atent, aici sunt toalete. O fi pentru ei, bă. Și nu știu, mă, cetățenii nu știu, mă, credincioșii, creștinii nu știu, mă, că aici sunt toalete. Deci, toalete acolo... Aici e altceva aici. Nu e mai a bisericii, mă, ce e. Deci, ia uite, fii atent, pe toți îi laudă, numai... Ia uite. Auziți, doamnă, toaletă civilizată acolo. Uitați toaleta acolo, civilizată. Civilizată, doamnă. Uitați pe ușa aceea. Da, doamnă, civilizată, asta filmăm noi. Că aici e o bombă aici. Păi da. Nu știu, mă, oamenii. Unde?
Ai mă, ce dracu. Turcesc, toaletă turcească. Da? Infecție. Infecție. Deci ei n-au pus acolo chi toaletă. De ce? Că tot mai merge. Da, șantier. O să întrebăm pe primarul sectorului 6 câți bani a dat. Deci ați văzut, domnul nu dă chitanță. Donesc. Și arată o biserică unde se prestează, pretează că sunt civilizați, dar se prestează. Și domnul, nu știu, fi domnul. Lucrați la biserică dumneavoastră? No, a, sunteți pictorul? Fi, să vă vadă lumea. Sunteți pictorul? Nu. No. A, dar colecta, bă, ce, dacă mă așez și eu lângă dumneata, ce pot să colectez bani la fel ca dumneata? Scaunul liber. Nu, să pun chestia asta, e bine? Da, stai. A, nu sunteți, n-aveți treabă cu biserica? Nu. Le las banii, bănuții 10, 50. Nu le dați chitanță, nu nimic. Dar nu mă mai filmă pe mine, te rog. De ce, te doare ceva? Hai să filmezi și-o pe o mată. Mi se pare așa un pic mai... De ce? Că sunt... Domnul, că nu suntem autorizați să filmăm. Ia uite, sună la poliție, mafia, biserici, ortodoxe, române, ce sunt oamenii ăștia? Ia uite că filmăm. Ne filmăm un par. Sărbători fericite. Eu mă numesc Geană Hare Florin, da? Și o să te, să te vezi, da? Că adun oameni, adun bani de la oameni și nu le dai chitanță, nu dai nimic. Pe cum, n-ai dat chitanță, n-ai spus că nu dai chitanță? Am zis cine vrea chitanță? A, cine vrea, cine nu. Deci o să venim și noi cu o plancardă și ne pune și... Uite, aveți ca un liber, stați aici. Nu vă e rușine așa, adică să păcăliți oamenii. Ca, corect ar fi să dați o chitanță totuși, ca să demonstrezi, că așa eu pot, poate fentez banii și bagi în buzunar. Mare casa lui Dumnezeu. Știți de ce? Dacă sunteți fermați să furați, vă gândiți așa. Dacă uh-huh. sunteți... Domnul ispionul bisericii? Da. Azi... Lasă-mă, omule, filmează, nu te mai, că nu mă feresc. Nu e o problemă că filmezi, să face că vorbește, fii atent creștinul. Eu știu că a venit două persoane, cheamă poliția. Hai să mergem. Hai să... Ce autorizație trebuie, măi, nea... Căciulă, nu-ți trebuie nici autorizație. Ce nu-i can? Trebuie de la Dumnezeu, de unde? Auzi-ne autorizație. Da, trebuie autorizație. Auzi? Are mâncare mult acolo. Da, dar de obicei îți dau oamenii. Mai îți dă. Nu că îți dă, mai îți dă. Aude ce lux aici, a? Lux. Îl cunoști pe preot? Sunt mai mulți preoți. Tinerei, tinerei, da? Ce culoare e? Cam ce se pare? Seamănă cu aurul? Da. Ce-a făcut? E alamă. A, bine, nu știu dacă e alamă, ce... Alamă. Eu zic că e aur. Aia, zic și eu la glumă, că nu e atâta, că îți dai seama că s-a furat până acum. Dar nu mare cum să fure, că te-a pus la Dumnezeu camere. Berbecuțe și oițele Domnului. Doamne ajută, popor ingrat, popor creștin.